seara, doamnelor și domnilor, stimați invitați, onorabili biserică, soldați de către bisericești, vă adresez cu mult drag urarea de bun venit la concertul de veri tradițional în orașul nostru, sugestiv numind o cereste minunată. De 22 de ani, la Șineu Silvaniei, în preajma praznicului Crăciunului, ne colindăm unii pe alții. Acest eveniment este organizat de primăria orașului Șineu, în colaborare cu principalele culte religioase din orașul nostru. Încă de la început, îi felicit pe toți cei care, vreme de 22 de ani, au așezat colin lângă colin, partitură lângă partitură și au transformat acest frumos eveniment într-o tradiție, într-un eveniment cu greutate pe care noi îl așteptăm un an de zile. Așadar, astăzi seara va fi o anticipare a serii de Crăciun, pentru că acest praznic luminat este praznicul bucuriei, este praznicul iubirii. Este ziua în care toriși inimoși, dirijori neobosiți, vor încerca să ne aducă în suflet o părâmă de Crăciun. În cele ce urmează, în scenă vor intra, în urma tragerii la sort, vor intra coriștii de la Biserica Mare, de la Biserica numărul 1 Ortodoxă, din Șineu Stefaniei, de aceea dorim că îi rugăm să se pregătească și eu vă asigur că în astăzi seară va fi un adevărat regal, un concert, așa cum ne-au obișnuit în ultimul timp artiștii noștri. Veți audia un repertoriu bogat, colinde tradiționale românești, colinde în vers arhaic, un vers stilizat, de autori celebri, compozitori anonimi, colinde din folclor. Prin urmare, cu siguranță, veți savura anticipat această bucurie a Crăciunului, a nașterii Domnului. Cei de azi spun că îi poartă prin noastră cunoștință și, ca să citesc din domnul dirijor Olaf Doru, pe noi cei premeni rămași să răspundem azi prezent aici, Dumnezeu să ne aibă în pază. Vă rog să veniți și aici în față, să ocupați locuri, să nu stea nimeni în picioare. Atâta vreme cât biserica este plină, este un motiv de bucurie, suntem aici peste 600 de oameni, de vreme ce pe scaune sunt 550 de locuri. Corala Armonia a bisericii numărul 1 va interpreta colindul Cerul și Pământul în deschidere, colindul La Betlehem Colosos și Nunta din Cana Galilei. Și oameni, împreună.
s-au pregătit astă seară să aducă laudă lui Dumnezeu și să vestească despre minunea din Betleem, corul Bisericii Baptiste numărul 1 din Județul Silvania, condus de domnul Daniel Lucuț. Voi interpreta trei colinde din repertoriul internațional. Away in the Manger, de frate Andrew Staul, colind german din secolul XVI, care evidențiază smerenia nașterii Domnului. Naștere atipică, într-o iesle, vegheat de cete de îngeri, îngeri care prinde bucurie, au dorit să transmită oamenilor vestea cea bună. Cel de-al doilea colind este What Child Is This, colind american din secolul XIX, care prin versuri și prin linia melodică descrie câteva din întrebările născute în mintea păstorilor care s-au închinat pruncului. Voi încheia un îndemn. Bucurați-vă, popoare! Ne-am născut într-o colină,
Slujirea Domnului. Și-am agățat pe oglindă Spiritul Crăciunului. Ne-a născut într-o colindă. Nu-i nici unul mai presus. Este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pacea și lumina. Aduc bradul strămoșesc de nuci, mere, tot mai plină. E Crăciun și vă iubesc. În continuare, în fața dumneavoastră,
va evolua cum te laudamus al Bisericii Gazdă, Biserica Greco-Catolică, un cor înființat în urmă cu 72 de ani de maestru Marius Cuteanu. Actualmente corul este condus de domnul inginer Ioan Chiorian. Vă rog să poftiți în scenă. Am zis că eu acopăr partea aceasta care ține de cor din urmă. Interpreta trei colinde, nouă azi ne-a răsărit, în orașul Vitain și Fii Mărit Iisuse. Colindele au o profundă semnificație în cultul și viața bisericii. Propovăduiesc bogate învățături scripturistice și, așa cum spuneam mai devreme, reiterez ideea, ele sunt ca o prelungire a slujbelor bisericești. Sunt rodirea lor în fiecare casă.
Bisericii Romano-Catolice, corul Bathory István, un cor care a luat ființă în urmă cu multă vreme, în anul 1890, când un grup de călugărițe care au venit în orașul nostru din Germania au pus bazele acestui cor. Dumnealor vor interpreta trei colinde: O ce noapte minunată, Betleem primește-l pe Domnul și Transiamus. Yeah.
continuare, în fața dumneavoastră va evolua un grup de tineri, un grup care și-a ales ca nume de scenă Axios. Axios în limba greacă este un fel de rugăciune. Atunci când este hirotonit un preot, se pronunță acest cuvânt Axios, care înseamnă vrednic este. Cei șase tineri care alcătuiesc grupul Axios s-au adunat așa, având de la bază o prietenie, o prietenie strânsă și în anul 2010 s-au hotărât să încheie acest grup. În acest an au scos primul lor album. Sunt 15 piese adunate pe un CD care poartă titlul Hai acasă de Crăciun. Iustin Pop, care este și mreoante al nostru, i-a adus și pe colegii săi aici, la noi, acasă de Crăciun. Un cor care a venit din
dumneavoastră se vor aranja pe scena noastră. Băieții poate au anticipat prin versurile poetului Mihai Eminescu legătura cu acest cor, pentru că în anul 1978, poetul Adrian Păunescu i-a descoperit într-un peregrinaj în Maramureș, când căuta protagoniști pentru emisiunea Antena o aparține. Atunci, din piepturile finte ușterilor, a răsunat cântecul Trecesc batalioanele române Carpații. Acela a fost momentul în care cântecul patriotic practic s-a relansat. Așa încât pe posturile de radio și televiziune, de atunci s-au zis multă vreme cântecul patriotic. Astăzi au venit să ne colinde, conduși fiind de domnul dirijor Andrei Dragoș, dacă vine, țin eu de data trecută, acela contribuitor cu o carismă, cu o carismă specială, iar frumusețea repertoriului pe care îl abordează profunzimea colindelor, talentul pe care îl au, sunt ingredientele necesare pentru un concert de succes. Așa cum ne-au obișnuit cei din Teușul Mare. Vă mulțumim că sunteți și în acest an în orașul nostru. Noi umblăm a Corinda, Corindăm, Doamne, Corindăm, noi umblăm a Corinda, din o casă la alta, Corindăm, Doamne, Corindăm, din o casă la alta, în mijlocul satului, Corindăm,
Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prelejuit o astfel de seară. Vă doresc sărbători fericite, dragi. Să-i colindați pe cei dragi ca voastră și mai ales să le spuneți că de Crăciun s-a născut Iisus Hristos. Onorată asistentă, sigur cel mai important lucru în această perioadă este că spiritualul depășește, materialul depășește orice și ne bucurăm foarte mult de fiecare dată, pentru a 22-a oară, că suntem împreună la concertul de colinzi. Aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care, prin munca lor de zi cu zi, reușesc să țină vii aceste coruri foarte extraordinar de bune. Să le mulțumesc pentru acest sacrificiu. Mă refer acum la corurile din orașul nostru. Și pentru aceasta, dați-mi voie să le dau o diplomă de onoare. Este practic o recunoștință minimă pe care noi, comunitatea locală, o avem pentru ei. Și am să încep cu Biserica Ortodoxă numărul 1, care au fost primii care au fost în fața noastră astăzi, diplomă de onoare, formației corale Armonia Bisericii Ortodoxe 1 pentru un alt nivel artistic interpretativ prezentat și contribuția deosebită adusă la organizarea și desfășurarea tradiționalului concert de colinde, o ce veste minunată. Aceeași diplomă, formației corale Bisericii Creștine Baptiste numărul 1, la acest festival de colinzi. Mulțumim foarte mult! Aceeași diplomă formației corale a Bisericii Ortodoxe numărul 2, domnul profesor Albu. Să-i transmit în diploma. Corul de la Udamuța Bisericii Greco-Catolice din Șimleu. Formații corale Dorii Ișpana Bisericii Romano-Catolice. Formații corale Banfi Laslo a Bisericii Reformate. Formația corală Axios. Mulțumim foarte mult pentru că a fost un colegi minunat al lor. Și în ultimul rând, cred că ne-am bucurat foarte mult. L-am sunat într-o zi pe domnul dirijor și l-am întrebat dacă există posibilitatea să ne încânte și în acest an, pentru că, după cum știți, au mai fost odată la noi, la concertul de colinzi, atunci s-a desfășurat în Casa de Cultură. M-am bucurat foarte mult că a existat, au un program foarte încărcat, dar totuși au reușit să vină și în orașul nostru și vă suntem foarte recunoscători pentru aceasta. Vă mulțumim foarte mult în numele tuturor oamenilor pe care îi aveți în față și în numele tuturor șimleoanilor pentru acest moment minunat și pentru această spiritualitate care ați împins-o în inima fiecăruia dintre noi și prin colinzile minunate ne-ați făcut să ne desfacem sufletul și să îl primim așa cum se cuvine pe Cel care se naște la Crăciun, pe Iisus Hristos. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim din suflet pentru răbdare, de fapt bănuiesc că ați fost încântați să petreceți aceste ore aici. Am fost așa de darnică, să aveți sărbători fericite, liniștite și în anul 2017 să fie mai multă liniște, să aveți parte de multe bucurii și de succes.
profit de această ocazie să vă spun că, de așa cum am făcut-o de fiecare dată, în noaptea dintre ani, lângă stadion, va fi acel foc de artificii și paharul de șampanie cu care noi ne-am obișnuit. Sărbători fericite și liniștite tuturor!